Cu toate că un strat considerabil de zăpadă s-a așternut weekendul trecut în zona de munte a județului, mehedințenii nu au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește traficul pe drumurile județene. Acestea au fost reabilitate și modernizate de-a lungul timpului, astfel de zăpezirea s-a efectuat fără întârziere. În acest sezon al anului, traficul se desfășoară în cele mai bune condiții pe drumurile județene din nordul județului. De-a lungul timpului, autoritățile județene au acordat un interes deosebit în ceea ce privește modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere, astfel încât în plină iarnă drumurile au fost dezăpezite cu ușurință. La ponoarele, de exemplu, în frumoasa localitate de munte, unde anual vin sute de turiști, au putut circula în condiții de siguranță. Zăpada s-a așternut peste localitățile din nordul județului Mehedinți, însă drumurile sunt într-o stare foarte bună, iar traficul se poate desfășura în condiții de siguranță. Deci vă așteptăm să vizitați obiectivele turistice din această zonă și în această perioadă a anului și la izvern, atât localnicii cât și trecătorii pot circula fără probleme în plin sezon de iarnă. O mare parte din drumurile județene au fost reabilitate în ultimii ani, astfel încât cetățenii nu întâmpină dificultăți pe timp de iarnă în ceea ce privește circulația.